Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o mare nedumerire legată de niște cursuri de formare profesională, cred, și etică și morală la Spitalul Județean din Suceava. În primul rând, apreciez și salut toate instituțiile care organizează cursuri de perfecționare profesională pentru angajați. Asta este un lucru bun. Toată viața trebuie să învățăm câte ceva, să creștem, să, nu? Așa e. Să aflăm lucruri noi, să ne deschidem mințile. Și ceea ce facem să facem mai bine? Da, da. Bravo. Și în acest context am citit că șefii Spitalului Județean Suceava au decis reînceperea instruirii personalului pentru standardul antimită, anunță presa locală. Pentru standardul antimită. Adică, care e standardul antimită în afară de a nu lua mită? Care e... Ce instruire? Sunt total nedumerit. Deci decizia asta... Învață... Mă permiteți? Nu. Decizia asta... Vorbim și mai încolo. Ai răbdare. Ai răbdare, să dau și context. Decizia asta vine după, știți foarte bine, ce a izbucnit acel scandal literalmente monstruos de luare de șpagă de aici, când însă șefa secției de oncologie a fost, știți că a fost reținută, înțeleg că a luat arest la domiciliu, pretindea bani de la bolnavi de cancer, mă. Procurorii care au monitorizat și documentat infracțiunea au constatat că această doamnă, altfel cu salariul de 5.000 de euro lunar, bani în mână, plus cabinet privat, cerea și lua șpagă într-un ritm de una pe sfert de oră, la câte 10-15 minute. Documentarea e pe minute și secunde, caz cu caz. Era organizată. Asta e de apreciat. Da, acum, știi, tendința e atât de uluitor cazul încât îți vine să zâmbești automat, dar situația este monstruoasă cu adevărat. Este, presa a documentat cazul unei femei care era disperată că soțul ei avea cancer, formă de cancer, și doamna nu i-a dat la timp banii și ca atare doamna nu i-ar fi eliberat medicamentul necesar la timp și când i-a dat, când i-a dat șpagă și i-a dat medicamentul, a fost prea târziu. Sau cazul cu... Nu există pedeapsă, n-ar trebui să existe. Adică nu-mi dau seama care ar trebui să fie pedeapsa pentru astfel de decizie. O cruzime cumplită. Cazul cu alt bolnav care avea două forme de cancer și ca atare s-au cerut 12. Dublu. Este ceva inimaginabil. Ok, bun. Dar revenind, acum sunt curios și ce vor decide judecătorii pe probele respective, dar revenind, conducerea spitalului a decis să reinstruiască personalul pentru standardul antimită, anunță Suceava News, citez din managerul instituției medicale, Alexandru Calancea, care a spus așa într-o conferință de presă: am demarat reinstruirea întregului personal. Este vorba de reinstruirea pentru standardul antimită pe care noi l-avem implementat la spitalului din 2019. Iată că în această perioadă trebuie să o facem din nou și să reinstruim întregul personal. Băi, mi explodează capul. Nu, mi se blochează mintea. Deci, ce instruire sau reinstruire să faci într-un standard antimită alta decât, bă, nu lași pagă. Nu lua infracțiune, e imoral, e neetic, nu poți să pretinzi bani și nu poți nici să ieși pagă. Cum? Ce reinstruire? De ce reinstruire nevoie? Explicați-mi asta, că nu înțeleg. Asta cu șpaga... Și cum? Adică, asta mai spun. Am avut în 2019, dar acum au trecut 4 ani și trebuie să facem din nou. Nu știu ce să spun. Literalmente, nu știu ce să spun. Cum adică e nevoie să instruiești personalul pe standard antimită? Bă, sunteți nebuni! Nu luați mită, ăsta este singurul standard. Nu luați mită, nu luați șpagă, nu condiționați actul medical, ce instruire? Dar cum se desfășoară cursurile astea, mă întreb? Cu exemple? Cum? Dar dacă el îmi bagă bani în buzunar... Și probabil că sunt și situații de genul ăsta, da. Cum reacționezi? Bă, nu îți bagă bani în buzunar, deloc, nu trebuie să-ți bage bani în buzunar. Ți-a mărit salariul. Ai salariul mare, tocmai ca să nu mai pui pacienții și aparținătorii în aceste situații umilitoare. Hai să ne civilizăm noi pe odată. Da, Luca, ce voie să, că voie să-mi explici, iartă-mă. Nu mai știu, dar zice că e un ISO 37001, ne scriu mai mulți ascultători, ISO, că ar fi standardul antimită. Dacă puteți, vă rog, să și dezvoltați un pic, să ne faceți să înțelegem în ce constă. Care sunt standardul antimită? Cazurile în care poți să treci pe lângă standardul antimită? Că standardul fixează niște limite, nu? Asta face un standard. Și ce se întâmplă? La noi, mita asta a devenit tradiție. Adică nu mai e... Da, este. Nu se întâmplă...
Sunt ani, zeci de ani, probabil. Poate să fie tradiție, dar tot infracțiune. Lucrurile au așa au funcționat. Da, dar tot infracțiune și tot în multe domenii. Ok, într-o parte din domenii, poate că lucrurile nu mai stau așa. Aha. Dar uite că în zona asta, unde e despre viață și moarte și... Nu? Tradiția s-a păstrat. Da, nu înțeleg care e... Sincer, nu înțeleg care e instruirea. Păi și nu înțeleg că... examen la sfârșit, grilă, e mită peste suma de... Nu, da. Nu-mi dau seama care sunt cursurile alea, că nu... Da, serios. Cred că-s cursuri de alea, știi cum am făcut și noi aici, de alea de protecție, da, să nu bai degetele în priză, să nu... Păi da, serios, că na... Da. Că și tu poate te-ai întrebat, eu m-am întrebat. Sigurene, suntem aici oameni trecuți de 30 de ani, majoritatea mă învață unul acum să nu bag degetul în priză, să nu mă las cu... să nu calc pe cablu tăiat, să nu mă arunc cu scaunul pe jos... Așa o fi și aici, învață că, uite, cineva zice că probabil se fac play roluri, adică simulează, fii atent, vine unul. Eu, da. Eu încerc să-ți dau șpagă, tu ce faci? Da, exact. Noi suntem cam în BD, nu? Nu era BD, ce facem noi când găsim un portofel pe jos? Îl da, băgăm exact. În buzunar și fugim. Da. Nu! Nu! Îl ducem la secretariat, la registratură, punem afișe, s-a găsit portofelul. Ce Dumnezeului, că chiar că parcă suntem în BD. Uh-huh. Șeful spitalului a mai declarat că va intensifica comunicarea cu cadrele medicale, cu toți angajații Spitalului Județean Suceava, astfel încât fiecare dintre ei să înțeleagă că aceste practici, adică luatul de șpagă, nu sunt agreate de conducerea spitalului. Măi să fie! Deci vă rugăm că nouă nu ne place. Ai spus o chestie foarte tare acum, asta de apropo de conducere. Într-o instituție de genul ăsta, nu cred că își permite nimeni să ia șpagă fără acceptul, fie și tacit, al conducerii. Adică toată lumea vorbește, nu? Un medic nu poate să ia șpagă singur. E înconjurat de asistente, de tot soiul de personal, adică nu poate face asta la lung, nu. Fără să se știe. Adică e clar că lumea vorbește în jurul tău. Băi, nu și dacă ar fi, eu așa cred, ar veni de la conducere și ai zice, în momentul în care ai luat la revedere... Ai fost director de programe da. În această instituție mulți ani. Uh-huh. Eu am fost redactor șef, director de departament de știri și așa mai departe. Sunt convins, n-am nicio îndoială, că unii dintre reporteri, la un moment dat, sau unii dintre angajați, sau habar n-am, în ani, au făcut, cum se spune, în presă se spune că a făcut un bot. Da, au fost așa se zice, a luat ceva ca să facă ceva, ca să nu știu ce. Eu n-am știut niciodată, dar știam și toată lumea știa că, bă, dacă l-aflu pe vreunul, poate să fie oricine, oricine poate să fie, da, zbor de nu se vede. Așa este. Și regula asta este valabilă nu doar, sau era valabilă nu doar unde lucram eu, ci în multe alte redacții. Nu o să dau nume, dar există cel puțin un prezentator important de știri care a fost dat afară de pe un post major, de la un post cred major. Cred că toată lumea a vorbit despre el. Da? Pentru că făcea, cum se spune, boturi. Avea o emisiune de dimineață. Și s-a aflat și l-au dat afară. Și domnul după aceea a căpătat o funcție, mă rog, în statul român. Da, da, vezi tu că adică noi suntem cumva defecți în toată combinația asta. Asta e standardul antimită. Nu cred că sunt defect. Nu cred. Eu cred că eu sunt normal. Nu, în sistemul ăsta. Nu, ăia sunt defecți. Nu eu sunt normal. Ăsta e standardul antimită. Da. Standardul antimită ăsta e. Bă, nu mai voie. Dacă te-am prins, te-am dat afară și te-am dat, cum să spun, te-am dat pe mâna legii. Ce mai comunicăm atât? Ați nebunit? Despre ce e vorba? Se mai discută că la Suceava, că erau afișe pe pereți cu nu dați mită, nu dați șpagă și au fost rupte. Ah, deci dacă au fost rupte, clar, putem să dăm, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.